Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi facem sărățele și cu obligei, cu brânzică. Așa. Ne pregătim mai întâi tava, am deschis și cuptorul. Pregătim și foile. Aici am o tavă unde o să punem tovigeie și sărățelele. Am pregătit tava. O să avem nevoie de, pentru aceste sărățele, de făină. Începem cu făină. Aici am 300 de grame de făină. O să avem nevoie de 150 de grame de untură. Puteți folosi și unt dacă doriți. Așa ca să se vadă. De untură. O să avem nevoie de 2 ouă și un ou pentru uns pe deasupra. Așa. Și de brânzică. 100 de grame de brânză sărată. Fiecare pune ce are în casă. Care îi place. Și apoi o să punem și, o să dăm pe deasupra, putem pune și în interior un pic de susan și aici am un pic de chimen să dăm pe deasupra. Acestea sunt ingredientele. Și să începem încet, încet să le facem. Eu am să folosesc pentru sărățele și așa o formă și cu rotița. Așa. Și o să începem să punem peste făină. Acestea o să ne trebuiască după ce le facem. Le dăm formă, să le ungem și să punem cu... Așa. Aici, în 300 de grame de făină, o să punem untura. Acum, dacă făina, dacă brânzica este sărată, nu mai adăugați sare. Dar dacă nu este așa de sărată brânzica, adăugați și un praf de sare. Eu nu adaug că este sărată. Și punem untura aici peste. Și amestecăm așa cu mânuța. Încet, încet amestecăm untura cu făina. 4 ingrediente atât trebuie. Ouă, făină, untură, ouă și brânză. Nimic mai mult. Așa. Dacă mai e nevoie de puțină făină, mai adăugăm puțină. Și dacă aluatul iese cam tare, mai adăugăm puțin dintr-un ou. Puțin, puțin. Așa. Mi-am deschis cuptorul să fie cald. Deci aici facem făină cu untură. Amestecăm. Amestecăm bine făina cu untură. Așa. Adăugăm și 2 ouă. Da, se rupe. Și un ou o să-l desfacem și o să-l punem într-un vas pentru uns pe deasupra. Îl desfac acum. Așa. Și dăm deoparte. Și adăugăm și brânzica aici, toată. Amestecăm ouul puțin așa cu făinuța și după aceea cu mânuța. Sărățele bune și gustoase. Eu dacă nu am sărățele de sărbători,
sărățele nu se poate. Așa. Acum facem cu mâna. Și amestecăm. Amestecăm așa bine. Bună ziua tuturor, bine ați venit la Camelia în bucătărie. Astăzi facem sărățele bune. Și de mâine începem să facem tortul de lămâie pentru ziua băiețelului. Cu blat umed de vanilie și cremă de lămâie cu zeamă de la lămâi. Foarte, foarte, foarte bun. Și am să-l decorez cu lămâi din fondant, făcut din bomboane gumoase. Așa. Și amestecăm bine. Ia, uite, salatul este aproape gata. Îl amestecăm așa bine. Așa. Și dacă doriți, puteți pune în aluat și chimen, și susan, și mac. Eu astăzi am mac, dar puteți pune și mac. Îl împărțiți în trei, într-o parte puneți susan, într-o parte puneți chimen, într-o parte puneți mac. Apoi dați forma și ungeți pe deasupra, cu ou bătut și cu presurat susan, chimen, mac. Așa. Vedeți, a luat-o? Așa arată. Acum, noi o să-l întindem. Îl puteți lăsa o jumătate de oră la odihnit și după aceea lucrați cu el. Așa. Așa, eu îl întind pentru sărățele direct pe foaia de hârtie. În momentul când este întins direct pe foaie, rămân frumoase și nu se întind. Să le luăm și să le mutăm dintr-o parte în alta. Așa, aici avem oul pentru uns. O să-l batem cu o furculiță. Chimenul și susanul. Așa, astăzi n-am să-l bag în interior, puteți băga și în interior. Eu am să pun doar pe deasupra. Și o să întindem cu sucitorul direct pe foaie. Și sărățele, covrigeii îi facem cu această formă. Ori îi faceți la mânuță, le dați forma de covrigei, ori așa, dacă aveți. Dacă nu, cu mânuța. O să facem și cu mânuța și așa. Așa. În ou puteți adăuga puțină sare. Și apoi bateți. Batem oul. Să fie bătut. Așa. Am bătut oul. Punem toate așa aici alături. Și ne pregătim foaia noastră de... Să punem totul aici. Ne pregătim masa de lucru. Avem foaia noastră. O să începem cu sărățelele. Ne luăm o bucată de aluat și o întindem. O întindem direct pe foaie. Avem un sucitor.
și începe să întinde. Vedeți cum i-am întins? Așa. Nici prea groasă, dar nici prea subțire. Și acum să tăiem. Putem mai împinge puțin așa aici ca să ajungă mai la margine. Așa. O să întind și în această parte. Și le tăiem pe toate odată. Așa. Întind pe toată foaia ca să fac o tavă plină. O acopăr peste tot. Așa. Și după aceea tai, vă arăt imediat cum fac. Așa. Ca să-mi iese frumoase, frumoase. Așa. Și acum tăiem. Să tai marginea de sus, dăm deoparte. Și acum tăiem sărățelele. Dacă vreți să le lăsați așa lungi, le lăsați așa lungi. Dacă nu, le faceți la jumătate. Așa le fac, ca să-mi iasă frumoase, frumoase. Ia uitați. Le dăm și la cuptor. Și vă arăt cum fac și covrigii. Facem o parte la mână și o parte cu formă. Așa. Thank you.
ce spuneți? Faceți ca mine sau altfel sărățelele? Eu înainte le făceam, le întindeam pe masă, apoi când le luam se lungeau și se lungeau și se lungeau și le fac așa. Așa. Așa îmi rămân perfecte. Așa. Imediat le ungem și le dăm la cuptor. Aici am să împart în două, să le fac mai groase. Așa. Acum le ungem și jumătate le dăm cu susan și jumătate cu chimen. Cu chime. Așa. Avem ouul nostru bătut. Cu pensonașul învârtim. V-am spus, dacă doriți, puteți pune un praf de sare. Eu nu am pus, dar puteți pune un praf de sare și ungem, așa. Chiar dacă suntem departe de casă, trebuie să simțim mirosul sărbătorilor. Eu sărbători fără cozonac, fără prăjituri, fără sărățele, fără sărmăluze, fără fripturică și produse de ale noastre făcute în casă, preparate. Trebuie să simțim. În fiecare an fac. Ungem bine, bine și apoi punem pe deasupra. Ia să vedem cuptorul. Să vedem și cuptorul cum e. Așa. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube să vedeți câte rețete am. Câte rețete. Toate tradiționale, toate rețete făcute în casă. Rețete învățate de la mămica, de la bunica. Rețete făcute de noi. Eu sper să vă placă și vouă. Așa. Am uns bine. Și acum, cu puțin chimen, punem așa deasupra. Jumătate din acestea. Așa. Când se coc, să vedeți ce frumoase sunt. Imediat vi le arăt. Cât timp facem covrigii, sărățelele se coc. Mai punem una și după aceea punem cu susan. Așa. Și acestea le punem cu susan. Așa. Puteți pune și în interior în aluat susanul și chimenul și mac. Eu astăzi nu am mac, dar puteți pune. Sunt foarte bune. Așa. Mă bucur tare mult că sunteți cu mine
și că vă pot arăta ce pot, ce fac eu de sărbători. Așa simt, simt mirosul sărbătorilor. Așa, am terminat. Acum îl dăm la cuptor, circa 10 minute, nu mai mult. Să ne mă uit să nu le ardem. Așa, le dăm la cuptor. Le punem în tavă. Aici am tava. Și le ridic așa repede, repede, repede. Ia uitați. Ați văzut cum le-am pus? Imediat. Le dăm la cuptor, la 180 de grade, circa 10 minute. Și facem covrigei. Ia uitați cum arată. Așa arată. Le vedem când sunt telescot. Așa. Așa, și acum tot pe o foaie o să punem, aici în foaie, o să punem covrigei. Pe o foaie să-i punem și pe foaie întindem. Aici avem aluatul care ne-a rămas și luăm așa o bucată și întindem. Îi putem face și la mână sau cu această formă. Cine nu are. Și așa, încă a mea nu taie toate trei. Taie decât aceste două și aceasta un pic cu degețelul. Mulțumesc, Nicoleta! Mulțumesc! Eu vă mulțumesc tuturor! Așa, și întinde. Forma trebuie dată cu puțină făină ca să nu se... Să nu se lipească. Ia să văd puțină făină. Să cumpăr farfuriuță. Așa. Mi-am pus puțină făină. Pe aici, pe farfuriuță. Și formă o dau așa, în făină și apoi tai, ca să nu se lipească. Ia să vedem cum iese. Vedeți? Doar două se taie la mine și cu degetul apăs ca să facă a treia. Ia uitați. Așa am găsit formă, n-am găsit alta. Și acum scoatem. S-a rupt într-o parte, ia să scoatem încet. Așa, pentru că este brânzica aici. Este brânzica, brânzica. Au. Ia uitați. Așa arată. Și le așezăm așa aici. Este brânzica. Acum tăiem alta. Dăm prin păinuță. Scuturăm și tăiem. Cu degetul aici apăs în faca a treia. Așa. Și scoate. Încet. Așa. Ia uitați. Și apoi să-i ungem și îi dăm la cuptor și pe covrigei. Nu l-am mai tăiat. Ia uitați, să-l las așa, fără. Dăm deoparte și facem covrigei. Putem face și la mână. Cine nu are această formă, îi face la mână. A, acestea sunt sărățele făcute de mine. Așa le fac eu de când eram mică, de la mămica. Sunt foarte bune. Mihaela, să le încerci. Să le încerci că sunt foarte bune.
Întotdeauna le-am făcut așa sărățelele. Se fac și cu smântână și cu... Dar eu așa le fac, așa îmi plac. Acestea cu brânză. Vreau să tai, vreau să tai. Nu se taie și a treia. Așa. Ia uitați. Trebuie să fiu atentă și la cuptor să nu se ardă sărățelele. Sărățele și covrigei. Ia să vedem dacă mai iese unul de aici. Lasă așa întreg. Și acum putem face și cu mâna cum le făceam când eram eu mică, mică, mică. Ce timpuri! Ce frumos era odată! Anul trecut am petrecut sărbătorile acasă cu părinții mei, dar să știți că la ușă n-a venit nimeni să ne colinde, să ne ure. Nu a venit nimeni, nimeni, nimeni. Am așteptat copilașii și nu a venit nimeni. S-au schimbat timpurile. Numai aici a fost odată. Așa, și întindem. Ia uitați, întindem așa cu mâna. Să văd că mi-a lumică. Așa. Și facem și la mână. Părțim așa în două. Ia uitați. Cum îi făceam odată cu obrigei. Așa. Și luăm și ducem în sus. Așa îi făceam. Ia uitați. Eu așa îi făceam când eram mică, mică, mică. Acum sunt mare, mare. Ah, ce trece timpul. Ce trece timpul. Așa. Și de mâine începem să facem tortulețul pentru băiețelul meu, un tort de lămâie, care este foarte, foarte bun. El își dorește foarte mult tortul de lămâie. Și este foarte, foarte bun. Dimineața am făcut salamul de biscuiți. Să vedem dacă s-a întărit. Cum termin cu sărățelele, vă arăt cum a ieșit. Ia uitați. Facem și așa și așa. Ne să-i pun invers. Așa. Și să-l încercați și salamul de biscuiți. Este făcut cu ciocolată și cu bezele gumoase din marshmallow. Din alea moi, 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 care mănâncă bombonelele copilașii, bomboane. Și este foarte, foarte bun. Așa. Ia să vedem covrigiuri, sărățelele. Sărățelele sunt aproape gata. Imediat le scot. Nu trebuie timp să facem covrigii, că nu i-am făcut. Așa. Vedeți, mai mici, mai mari. Cu mâna îi facem cum dorim. Împărțim și întindem. Și întindem așa cu mânuța. Rețeta am spus-o la început, când am început video. Și avem nevoie de 300 de grame de făină, de 2 ouă, 100 de grame de brânză sărată. Și dacă puneți brânza și este sărată, puneți doar un praf de sare. Nu mai puneți sare și dacă nu este sărată, puneți un praf de sare. Și 150 de grame de untură. Deci am spus 300 de făină, 2 ouă, 150 de untură și 100 de brânză. Și pentru uns deasupra, un ou și chimen și susam. Acum fiecare și mac dacă aveți. Eu nu am astăzi în casă. Așa. Așa, îi facem și așa și așa. În ambele forme.
Ne facem 2-3 și după aceea îi facem cu forma. Ori îi fac cine are așa o formă de covrigei, se fac imediat. La mână e mai durează. Durează. Și rețeta, după ce terminăm, o scriu și în comentarii și în prezentare. Și pe canalul meu de YouTube, are același nume cu pagina. Prăjituri cu camelia și bucate gustoase, sau Camelia Kira. Găsiți peste 500 de rețete, dulci și sărate. Și covrigei, și sărățele, această rețetă o găsiți acolo, și altfel, altă rețetă de covrigei. Cozonaci, peste 20 de rețete, cred că am. Mă uit. Mulțumesc, Carmen. Încă puțin. Eu vorbesc, vă rog, sper să nu le ardă. Așa, mai facem două cu mâna și după aceea le facem cu formă. Și fel de fel de checuri găsiți. Și ce mai găsiți acolo? Și sărmăluze, și salată biof, și plăcintă cu spanac și cu urdă, și parmigiana, și varză cu carne, ce mai am, pârjoluțe din bostănei, pârjoluțe din carne cu piure. Am foarte, foarte multe. Fel de fel de fursecuri, de biscuiți. Așa, ne mai uităm la sărățel. Sunt aproape gata. Ia să vedem. Să vedem cum arată. Încă puțin. Nu le mai las un minut, două și după ce le scot. Între timp ne facem aici. Așa. Durează mai mult făcute la mână. În schimb, făcute cu... Le puteți face și cerculețe. Cum vă place. Așa. Așa. Și acum o să întindem și o să tăiem. Am să dau așa deoparte aici, ca să băgăm și covrigeii la cuptor. Cred că sunt aproape gata, ia să vă uit. Să văd. Le întorc și mai le mai las un minut. Așa. Încă un minut și după aceea punem covrigei. Așa. Să încercați această rețetă, să vedeți ce bune sunt. Deci din această rețetă ați văzut, o să iasă o tavă de sărățele și o tavă de covrigei. Bună ziua, Liliana! Bine ai venit! Bine ați venit toți și vă mulțumesc din suflet că sunteți alături astăzi. Așa. Întindem așa bine. Și acum, cu această formă, tăiem. Scuturăm. Și tăiem așa. Cred că le-am făcut prea subțiri. Ia să vedem. Nu, sunt prea subțiri, mai întind odată, să le fac un pic mai groase. Ia uitați, le punem unul peste celălalt așa și întindem. Să le fac mai grosuțe. Așa. Să
Sărățelele sunt aproape gata. Așa. Le facem mai grosuțe. Așa or să arate. Și le așezăm așa aici. Scoatem sărățelele că sunt gata. Apoi le ard. Gata. Ia uitați-le, așa arată. Le lăsăm puțin aici deoparte. Așa. Și terminăm covrigei. Și băgăm și covrigei la cuptor. Deci mai întâi formă, o dăm prin făinuță ca să nu se lipească. Așa. Eu am săpăs așa pe dedesubt aici ca să scot și a treia gaură. După cum se vede, forma mea a treia nu o face și o apăs de desubt la formă. Așa, ca să fac și a treia. Ia uitați. Imediat îi facem. Se fac foarte repede cu forma. La mână durează mai mult. Așa, imediat îi punem în tavă. Mulțumesc, Carmen, îți mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc. Am uitat să împing, ia să împingem așa ca să scoatem. Sper să vă placă tot ceea ce fac eu. Așa. Terminăm și apoi le dăm la cuptor. Dăm prin formă să le faci să vezi ce bune sunt. Imediat arăt sărățelele că sunt gata și facem schimb de tavă. Așa. Apăs pe dedesubt că rămâne pe tavă, de la făină rămâne pe hârtie. Așa. Am să caut o formă cu toate trei găuri ca să-mi iasă ca așa. Trebuie să apăs mereu pe dedesubt. Apăs aici ca să-mi iasă a treia gaură. Așa puțin. Și scoatem, vedeți? Așa. Și să le facem pe toate. Să facem schimbul de tavă. Cu sărățelele, cu covrigei. Îi ungem și pe covrigei și pe sărățele. Pe covrigei, cu sărățelele am făcut deja. Îi ungem cu ou și dăm pe deasupra cu susan și cu chimen. Dacă aveți mac, puteți pune și mac. Și puteți pune și în aluat. Și în aluat puteți pune. Eu astăzi nu am pus, dar puteți pune macul, împărțiți aluatul în trei. Și dacă faceți cu mac, cu chimen și cu susan, într-o parte puneți în aluat susan, într-o parte puneți mac, într-o parte chimen. Și după aceea faceți, întindeți, ungeți cu... Ia să mai fac încă unul. Acestea nu-mi plac simple, așa care nu sunt tăiate. Le fac din nou. Și întindem. Așa. Așa. Dăm prin făină și acum facem cu frigei. Sure.
atent din formă, ia uitați. Covrigei, covrigei frumoși și buni. Ma se aude. Eu vorbesc de felul meu, vorbesc foarte încet. Așa. Încă doi și ungem ca să dăm la cuptor. Așa. Scoatem și punem. Așa. Acum ungem cu ou. Parte. Ia uitați, avem oul pregătit și ungem pe fiecare. Și o parte le dăm cu susan pe deasupra și o parte cu chimen. Cine are mac poate pune și mac. Eu nu am astăzi. Cuptorul este preîncălzit. Ah, mulțumesc, mulțumesc că v-am auzit, ce bine că se aude. Așa, îi dăm cu ou pe deasupra, ou bătut, cu puțină sare dacă doriți. Eu nu am pus sare, dar puteți pune. Sunt sărate de la brânzică, sunt sărate... Așa. Ungem bine. Așa. Și acum cu puțin chimen punem aici deasupra o parte din covrigei. Așa. Și o parte cu susan. Și acum să punem cu susan. Susan am mai mult decât chimenul. Și am să fac mai mulți covrigei cu susan. Așa. Aici nu am os. Și nu se lipește. Așa. Dăm la cuptor, la fel, 10 minute. Verificăm, verificăm mereu. Verificăm să nu se ardă. Așa. Așa, am pus peste tot. Acum scoatem sărățelele și punem covrigei în tavă. Trebuie să dau aici în față. Ia uite, s-a răcit și tava. Ia uitați cum au ieșit. Vedeți? Sărățelele. Așa.
și le scoatem și le punem așa pe o farfurie. Le doriți mai mici, le tăiați în două. Așa. Scot hârtia de aici. Ia uitați cum. Ăsta s-a rupt. Sunt fragede, fragede. Și acum punem covrigeie. Încet, încet. Ia uitați. Și dăm la cuptor. 180 de grade, circa 10 minute. 10, 15, vedem, ne uităm. Așa arată covrigeii, sărățele, covrigeii. Sărățele, covrigei. Ia uitați. Cum au venit, vedeți? Sunt fragede, fragede. Sper să vă placă rețeta, să vă încercați. 4 ingrediente. Sunt foarte bune. Ia uitați, așa. Și covrigeii cum sunt. Sunt gata. Ia uitați, și sărățele, și covrigeii. Ia uitați. Vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine astăzi. Astăzi mi-ați făcut companie de dimineață și până acum vă îmbrățișez așa pe toți, pe toți, pe toți. Și vă pup dulce. Și ne vedem mâine. Mâine să facem alte rețete împreună. Și numai bine tuturor. Vă pup dulce. Și să știți că anul acesta vă colind eu. Vă pup dulce pe toți. La revedere. Pupici. Mulți pupici. O să vedere. Și vă mulțumesc din suflet.